Cum va arăta turismul într-o lume post-pandemică? Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel, dar asta nu înseamnă că totul va fi rău. Astăzi vom discuta despre cum va arăta turismul într-o lume post-pandemică. Pentru lista de astăzi vom arunca o privire la modul în care pandemia care a lovit în 2020 va schimba industria turismului, tendințele turistice și, per general, toate planurile noastre de călătorie. Nimeni nu poate să prezică cu exactitate ce ne rezervă viitorul, dar acestea sunt câteva dintre aspectele abordate de experți. Îți place să călătorești și să descoperi lumea? Cu siguranță acest canal îți împărtășește pasiunile. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când o nouă destinație te așteaptă. 8. Asigurarea de călătorie va reprezenta o prioritate. Atunci când oamenii optează pentru o asigurare de călătorie, de obicei caută cea mai ieftină opțiune disponibilă, motivul fiind faptul că este puțin probabil să fie nevoie să o folosești. Dar, după cum mulți au învățat din greșelile lor, în cazul unei pandemii, un plan de salvare ieftin conduce repede la dezamăgire. Într-o lume post-pandemică, ne așteptăm să vedem o creștere a numărului de anulări în cazul asigurărilor motivate, una dintre puținele opțiuni care acoperă pandemiile. Călătorii vor fi mult mai atenți la furnizorii pe care îi aleg, la specificațiile politicilor și vor oferi mai mulți bani pentru o protecție mai bună. 7. Reducerile vor juca un rol important în efortul de recuperare. Efectul pandemiei care a lovit în 2020 în ceea ce privește turismul este fără precedent. Nu am experimentat pandemii la o scară atât de mare de când populația globală a devenit atât de mobilă. În cazul 9/11, transporturile aeriene au răspuns prin scăderea tarifelor pentru a combate frica de zbor cu oferte de nerefuzat. Având în vedere cât de vaste sunt efectele acestei pandemii, ne putem aștepta la rate de reduceri în toate domeniile aferente industriei turistice, de la hoteluri și all-inclusive până la parcuri tematice. Experții recomandă să căutați oferte de la furnizorii reputabili, care oferă cea mai bună valoare, în loc să vânați prețuri ieftine. După cum ne-a reamintit pandemia, furnizorii de reduceri se pot retrage, oferind clienților puțină protecție. 6. Vasele de croazieră se vor confrunta cu o luptă pe termen lung. În timp ce companiile aeriene se vor recupera după pandemie, vasele de croazieră vor rămâne în ape tulburi pentru o perioadă extinsă de timp, iar unele s-ar putea să nu o depășească. Din păcate, natura vaselor de croazieră le face să fie vulnerabile la pandemiile virale. Din acest motiv, călătorii vor ezita să opteze pentru această modalitate de transport. Nu doar datorită riscului crescut de transmitere, ci și din cauza cât de oribil este să rămâi carantinat pe mare în cazul unei pandemii. Vasele de croazieră care supraviețuiesc s-ar putea să facă schimbări în ceea ce privește infrastructura, pentru a se pregăti pentru astfel de evenimente în viitor, inclusiv dedicarea unor spații speciale pentru carantină. 5. Țările cele mai puțin afectate vor deveni cele mai atractive destinații. În primele zile de la reluarea turismului, oamenii vor alege cu grijă locațiile pe care le vor vizita. Printre primele destinații internaționale care vor atrage vizitatori, se vor afla cele care sunt cel mai puțin afectate de pandemie sau cele care se recuperează cel mai repede și restabilesc cu succes viața locală la status quo. Am putea fi martori la creșterea în popularitate a unor destinații neașteptate. Totuși, chiar dacă acestea sunt țările pe care oamenii vor vrea cel mai mult să le viziteze, având în vedere corelația dintre călătoriile internaționale și rata de transmitere, granițele închise și restricțiile de zbor ar putea împiedica astfel de călătorii. 4. Revenirea turismului intern. Atunci când călătorim în străinătate, ne punem într-o poziție mai vulnerabilă. Dacă nu ești cetățean al țării în care te afli, ci granițele internaționale te separă de casă, o criză devine de două ori mai stresantă. Dacă mai iei în calcul și faptul că țările ezită să primească vizitatori internaționali, toți factorii arată înspre concluzia conform căreia turismul intern va deveni alegerea principală a oamenilor. Anterior pandemiei, zborurile ieftine ne-au permis să călătorim mai frecvent și mai departe decât înainte. Conform unui studiu elaborat de Luggage Hero, 21% dintre călătorii americani plănuiesc să opteze pentru turism intern în primele călătorii de după pandemie. Acest trend va crește în popularitate cu siguranță. 3. Călătoriile în care contactul este minimal vor reprezenta începutul. Poate că oamenii se vor simți mai confortabil să călătorească în interiorul granițelor, dar nu te aștepta să migreze înspre orașe mari prea curând. Având în vedere cât de puternic a fost lovit New York City și educația primită la nivel global în ceea ce privește distanțarea socială, călătorii vor opta să evite mulțimile în viitorul apropiat. Astfel, primele călătorii pe care oamenii le vor face vor viza destinații îndepărtate și puțin populate. Camping, excursii de o zi,
parcuri naționale, hoteluri boutique din orașe mici. Aceștia vor fi primii pași pe care călătorii îi vor face pentru a-și redobândi încrederea în timp ce se aventurează departe de casă. Și din moment ce pe perioada unei pandemii atât de mult timp este petrecut în interior, ne așteptăm ca natura să reprezinte una dintre atracțiile principale. 2. Durata călătoriilor se va schimba. Opiniile experților sunt împărțite în acest domeniu. Unii spun că datorită impactului financiar al pandemiei, călătorii nu vor reuși să organizeze excursii atât de lungi ca înainte. Astfel, vacanța de 2 săptămâni se va reduce la 1 săptămână. În plus, mai există un factor. Călătorii se vor simți mai vulnerabili în timpul primelor excursii de după pandemie. Scurtarea duratei de călătorie va deveni un fel de reconfirmare. În schimb, alții prezic că oamenii vor prefera sejururi mai lungi în detrimentul excursiilor scurte, care au fost atât de la modă în ultimii ani. Logica este mai puțin timp petrecut în avion și în locuri cu risc crescut, cum ar fi aeroporturile. 1. Oamenii vor vrea încă să călătorească. În ciuda fricilor și anxietății legate de călătorii, care apar în cazul unei pandemii globale, dorința de a vedea lumea este mult mai puternică. Pentru mulți, călătoriile sunt și vor rămâne o prioritate importantă, o unealtă esențială pentru autocunoaștere și îngrijire personală. Da, va fi mai greu să călătorim în viitor, datorită granițelor stricte și a preocupării privind sănătatea călătorilor, lucruri care vor limita libertatea de mișcare la o scară globală. Totuși, turismul este un motor economic important și o metodă de îmbogățire a experienței culturale. Acești factori vor fi mai puternici decât îngrijorarea colectivă. Chiar destinațiile turistice majore care au fost lovite puternic, precum New York City, Roma și Paris, se vor recupera cu timpul. În final, setea noastră de călătorie va învinge. Sperăm că lecțiile învățate în timpul acestei pandemii ne vor face să fim călători mai buni.